A murit un mare actor. Toată lumea îl plânge, cu profundă tristețe anunțăm decesul. Actorul Jamaican winston Ibelo Bell, cunoscut cinefililor mai ales din rolurile interpretate în comedii, a murit, la finele săptămânii trecute, după ce a suferit complicații medicale asociate cu neuropatia. Bell, care era și pastor, avea 62 de ani, informează Dance Halmac mesajul emoționant, postat de fiul său. I-a ajutat pe mulți să se întărească în credință și cu profundă tristețe anunțăm decesul pastorului Winston Alexander Bell, care a încetat din viață la 15 aprilie 2023 din cauza complicațiilor cauzate de neuropatie. Se arată pe pagina de Facebook a bisericii unde oficia slujbe. Neuropatia periferică se referă la numeroasele afecțiuni care implică leiuni ale sistemului nervos periferic, o vastă rețea de comunicații care trimite semnale între sistemul nervos central.